Bună ziua, doamnelor și domnilor, îmi pare bine să vă văd aici pe câțiva dintre reprezentanții dumneavoastră. Ceilalți stau atenți și ne privesc de la camerele de luat vederi, sau mai exact ne privesc datorită camerelor de luat vederi de acasă. Le mulțumim și lor pentru că au venit la prezentarea barometrului opiniei publice. Este următorul sondaj pe care l-am realizat această toamnă, în octombrie 2020. Sondajul este susținut financiar de Fundația Soros Moldova, care a venit cu susținere de 22.250 dolari americani pentru proiectul din toamna aceasta și pentru activități care le vom realiza anul viitor. Și Swiss Cooperation Office, care este oficiul de cooperare a Elveției în Moldova, care a venit cu susținerea proiectului în perioada toamna 2019 și toamna 2020, până în decembrie inclusiv, pentru un an și ceva de zile, cu o susținere financiară de cel mult 850.927 de lei moldovenești. Le mulțumim cu atât donatorilor și sperăm să avem și alți donatori în lista aceasta, care este destul de mare, alți donatori care ne vor ajuta să susținem în continuare proiectul. Cum am spus, metodologia cercetării, da, proiectul din toamna aceasta a fost câștigat de CBS Research, companie Republica Moldova. Eu o să amintesc încă o dată care este tehnologia realizării acestui proiect. Noi suntem responsabili pentru formularea chestionarului, pentru schimbări în chestionar care le realizăm în fiecare an, mai exact la fiecare sondaj, și după aceea anunțăm un concurs public pe care anul acesta l-a câștigat compania CBS Research acum, toamna aceasta. Care este metodologia cercetării? Volumul eșantionului este 1124 de persoane cu vârstă de 18 ani și mai mult. Eșantionul este stratificat probabilist bistadial. Criterii de stratificare, 13 regiuni geografice, care coincid cu unitățile administrativ-teritoriale de până la revenirea la raioane. Mediul rezidențial urban-rural, mărimea localităților urbane este două tipuri, numărul de populație a localităților rurale, trei tipuri de localități rurale. Și în rest, dumneavoastră, vedeți aici metodologia, ea este foarte clară, vreau să spun doar că sondajul obținut, au fost analizate datele și au fost nițel modificate pentru a fi în concordanță cu ceea ce spune Departamentul Național de Statistică, Biroul Național de Statistică, a fi eșantionul. Așadar, începem barometrul. Credeți că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție bună sau merg într-o direcție greșită? Este o întrebare tradițională deja pe care noi o formulăm în fiecare an și avem răspunsurile la această întrebare. Direcția este bună 16,75%, direcția este greșită 75,65%, nu știu, au zis 7,85% și nou răspuns 0,35%. Deci, așadar, observați că 75% din totalul populației consideră că țara se mișcă într-o direcție greșită. Este lucrul ăsta bun, rău? Haideți să vedem ce spune sondajul în... Iată răspunsurile. Deci, după cum observați dumneavoastră, răspunsul, aceasta este linia cu răspunsul, direcția este greșită, s-a pornit de la destul din alt 82% în martie 2000, după care a revenit la 45% și s-a rodit în jurul la 53%. Dar a început să crească ușurel, ușurel, până a ajuns la 55-67% variația și deodată brusc valori înalte ale acestui fenomen, direcția este greșită,
în martie 11 și în martie 13 acest fenomen, după care a scăzut la 61% doar și iar a crescut în noiembrie 15. Și s-a ținut acest nivel destul de înalt, 88-85%, 84%, 3 perioade la rând, după care a scăzut la 64-72%, adică în jurul de 68%, și continuă acest sens. Deci dacă ne uităm în general pe trend, o să observăm că este o dreaptă aproximativă care crește. Crește acest procent încetișor. În mod corespondent, în mod natural, procentul celor care consideră că direcția este bună a fost 22-16-5% în aprilie 2000, ca să crească la 39% în aprilie 2002, și după aceea, iată, scade încetișor, încetișor scade la acest procent pe care îl avem noi între 15 și 24%, adică aproximativ 18-19% pe care le avem. Dar în general în lume, cum crezi? Lucrurile merg într-o direcție bună sau în direcție greșită? Este interesant că aici lumea este mai optimistă. Direcția bună este 26%, direcția este greșită este doar 54%. Adică oamenii sunt mai optimiști, nu știu, au răspuns 19%, care este destul de mult, și nu au răspuns 1%, adică nu au răspuns la această întrebare fiecare al cincilea cetățean. Totuși ceilalți știu care este direcția. Și haideți să ne uităm cum răspund cetățenii la această întrebare. După cum observați, aceste răspunsuri sunt aproximativ cam iarăși pe o dreaptă, iarăși pe o dreaptă, dacă să ne uităm la distanța, la tendința, care nu este atât de crescătoare ca și în cazul răspunsului la întrebările referitor la evenimentele din țară, dar totuși este destul de crescătoare. Și descrescătoare respectiv sunt evenimentele care sunt apreciate ca direcția bună a țării. Deci observăm că aici între 26-54% sunt răspunsurile, iată aici, la ultimele două sondaje. Cum apreciați veniturile actuale ale familiei dumneavoastră, întrebat noi cetățeanul, și iată ce ne răspuns cetățenii. Vreți să luăm de la care vreți, de la nu ne ajung cel mai prost, nu ne ajung nici pentru strictul necesar, au zis 18,45%, și ne ajung numai pentru strictul necesar, alții 42,95% au răspuns, 43%, deci în total ajung doar pentru strictul necesar sau nu ajung nici pentru strictul necesar, au zis 61% din respondenți. Alți 30% au zis că ne ajung pentru un trai decent, dar nu putem să ne permitem cumpărarea unor bunuri mai scumpe. 30% din respondenți. Deci, în total, 90% din respondenți consideră, peste 90% din respondenți, consideră că veniturile ajung fie pentru un trai decent, dar nu își pot cumpăra lucruri mai scumpe, sau doar pentru strictul necesar, sau nici pentru atunci nu ajung veniturile familiei. Reușim să cumpărăm și unele lucruri bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii. Au zis 5,95% de respondenți și 0,7% au zis că pot să cumpere tot ce vor fără să se limiteze la ceva. După cum observați, procentul celor care zic că pot să cumpere tot ce vor fără să se limiteze la ceva, împreună cu acei care consideră că pot să cumpere și bunuri mai scumpe, dar să se restricționeze la ceva, iată această linie de jos, ne uităm la dânsa, care este ușor, ușor crescătoare, dacă observăm, este de la 2% în 2002,
încetişor a crescut până la 7% aici în 2020. Este 5% creștere în 20 de ani. Eu cred că este un procent destul de mic pentru o țară noastră. Da. Procentul celor care consideră că pot să trăiască bine, dar nu pot să-și cumpere lucruri mai scumpe, îl vedeți în această a doua linie, care a crescut de la 8% iată, în 2000, încetișor a crescut și variază acum între 20 și 30%. Deci de la 8 la 30%, haideți să zicem așa, 20-30%, este 25%, ar fi aproximativ 17-18% creșterea în toți acești ani. Este o creștere mai substanțială decât la precedenta linie, dar nu cred că este totuși atât de substanțială încât să ne bucurăm. Și în sfârșit, descreșterea celor care consideră că veniturile nu ajung nici pentru strictul necesar, sau doar numai pentru strictul necesar, rămâne cam la aceleași, între 60 și 70% de respondenți. Nu se schimbă, dacă vă uitați atât de aici, cam aceeași dreaptă, ușor, ușor scăzută. Deci aceasta este situația, evoluția în timp. Haideți acum să ne uităm, care din următoarele afirmații se potrivește mai bine stării familiei dumneavoastră? Și aici ne-am referit la valorile financiare pe care ar putea să le investească familia. 76% din respondenți au zis că nu au mijloace financiare pentru a investi. 76% din respondenți. Este foarte mult. Alți 9% din respondenți au zis că au ceva economii, dar țin banii pentru zile negre. Adică nu vor să investească. Au ceva economii, dar nu vor să investească, țin banii pentru zile negre. Deci 76 plus 9, aveți 85% din respondenți care nu vor să investească. Alte 2% zic că au ceva economii, dar ne este teamă să le investim. Deci avem și 2% au bani, au economii, dar se tem să investească pentru că așa este situația economică. 0,7% zic că avem economii, dar nu știm unde să le investim. Asta este destul de important, dar doar 0,7% din populație. Alții avem economii pe care intenționăm să le investim, da, 1,6%, și în sfârșit 7,5% din respondenți zic că nu au economii, deoarece deja le-am investit. Deci ei toți investesc banii ăștia, nu țin banii în casă, asta este bine. Este mult asta sau puțin? Eu cred că este destul de puțin totuși din cetățenii noștri. 7,5 plus 1,6 ar fi 9,60% din populație care fie că au investit deja, fie că au bani și vor să investească. Acum despre COVID-19 o să vorbească domnul Vasile. Vasile Botin. Mulțumesc mult. Vorbeam înainte de prezentare că COVID probabil este mai important astăzi decât politica, în pufida faptului că bănuiesc că vor opera cu date oricum mai mult politice, dar vreau să mă refer un pic mai detaliat la un bloc de întrebări pe care l-am plasat în barometru și vizează pandemia de COVID în Republica Moldova. Așa. O întrebare tradițională care o puneam și cu alte ocazii vizează încrederea sau frica populației față de această pandemie, ori probabilitatea pe care oamenii consideră că se pot infecta. Din păcate, aflându-ne deja în a 10-a lună de pandemie în Republica Moldova, rămâne foarte înalt procentul celor care consider că este mică probabilitatea că se vor infecta.
doar nici 17% consideră că este foarte probabil și 27% care consideră că este destul de probabil. Restul, aproape jumătate din eșantion, 47% consideră că este mică probabilitate că se vor infecta de COVID-19. O altă problemă majoră cu care se confruntă autoritățile în gestionarea pandemiei este vulnerabilitatea cetățenilor noștri față de tot felul de informații false cu privire la COVID care bântuie în spațiul mediatic. Și iată că 25, fiecare al patrulea cetățean, crede că COVID-19 de fapt nu există. COVID-19 este un mit și în mod special trebuie să constatăm că procentul celor care nu cred în COVID este concentrat în mediul rural. 31% din respondenții din rural consideră că COVID nu există. Și în rândul celor cu nivel scăzut de studii, 47% constituie ponderea celor care consideră că COVID nu există în acest grup de studii. Ori, aflându-ne, repet, deja în a 10-a lună de pandemie în Republica Moldova, am încercat să vedem și experiența personală a respondenților. La momentul actual, 3% din respondenți dispun de personal, de experiență de luptă cu COVID, fiindu-le confirmat statutul pozitiv. Alții 4,1% au asemenea experiență în gospodărie, în familie, fiindcă a fost confirmat statutul membrilor familiilor lor. Când corelăm acest lucru, vom constata că datele sondajului pleiază foarte bine cu datele statistice oficiale. Ori pandemia COVID în Republica Moldova are o față un pic mai mult feminină, ponderea celor care până acum au fost infectați, deci în rândul celor infectați, femeile constituie partea mai mare. Infecția, pandemia este concentrată în mediul urban, deci o pondere dublă față de rural. Și probabil din această cauză constatăm în cadrul sondajului o incidență COVID mai mare în rândul celor cu nivel înalt de studii. În mod particular, din respondenții din grupul cel mai cu studii cele mai înalte, avem 7,5 care deja au fost infectați și nu am găsit niciun caz, n-am înregistrat niciun caz de COVID, experiență de COVID în rândul celor cu nivel scăzut de studii. Totodată, au contact sau au persoane care au fost confirmate pozitiv în cercul său social aproape deja o treime din respondenți, 30,6% au spus că cunosc personal pe cineva care a fost testat pozitiv cu COVID-19 și aici avem o corelație inversă cu indicatorii privind mitul, cu indicatorii privind probabilitatea de a se infecta. Ori persoanele care dispun de o asemenea experiență, au pe cineva personal care îl cunosc, care a fost confirmat pozitiv, tind deja să nu mai creadă că COVID-19 nu există. Așa. În condițiile în care nu se cunosc încă proporțiile, dar există unanimitate în privința faptului că sunt multe cazuri care sunt asimptomatice, am încercat să vedem câtă lume va spune că chiar de nu a fost pozitiv confirmați, ei consideră din cauza prezenței careva simptome că au fost, au trecut deja de COVID și iată că în afară de cei care au fost deja oficial confirmați, noi avem peste 8% din respondenți care consideră, sunt siguri sau admit cu o probabilitate sporită că au avut deja COVID fără a se confirma acest lucru oficial. Și aici transpare o altă problemă. Procent mai sporit a celor care consideră că deja au avut COVID înregistrăm în rândul cetățenilor din mediul urban.
acelor tineri care cel mai des trec prin infecția asta asimptomatic, deși se presupune că transmit, cel mai probabil că sunt oricum infecțioși, și iarăși cu nivel de studii sporit. Cât va dura perioada de criză provocată de COVID-19? Aproape 40% nu și-au pus o asemenea întrebare. În rest, lumea începe a se împaca cu ideea că această criză va dura fie mai mult de un an, 32,5%, 14% va dura încă un an, și în minoritate sunt cei care consideră că scăpăm relativ curând de criză, de pandemie și de criză. Cum apreciați modul în care autoritățile țării au gestionat lucrurile în legătură cu pandemia COVID-19? Avem 45% foarte rău și rău. O treime nu apreciază, că nici bine, nici rău, și doar 15-16% care consideră că autoritățile s-au descurcat bine în aceste condiții. Vă mulțumesc, domnule Bărbăroșe. Mulțumesc. Totuși, consider că întrebările, deși este foarte important ce a spus dumneavoastră, care este absolut, eu personal cred că COVID-19 este mult mai important decât atât de vizit politică. Cred că totuși lumea este interesată de ce se întâmplă în domeniul politic. Așadar, am întrebat persoanele cam în ce măsură vă interesează politica, vă rog să indicați. Și aici avem următoarele răspunsuri. Mult și foarte mult este 25%. Foarte mult, 6-7%, mult, 18%, nici mult, nici puțin, 34,5%, puțin 22% și deloc 7%. Adică 25% din respondenți este interesată mult și foarte mult de politică. Eu cred că ăsta este un procent aproximativ normal. El variază, dar nu atât de mult încât noi să ne punem întrebarea. Următoarea întrebare pe care am formulat-o este tradițională la noi: câtă încredere aveți în următoarele instituții ale statului? Biserica de obicei se bucură întotdeauna de încredere mare, deși acum apar întrebări vis-a-vis de această încredere în legătură cu implicarea bisericii cultelor în campania electorală, dar asta vom discuta mai târziu. Aici avem 39-74% în total care, de persoane care, la care biserica este o instituție care se bucură de oricare încredere sau de foarte multă încredere. Deci 34% din respondenți și foarte puțin care nu au deloc încredere sau nu prea au încredere în biserică. Acesta este procentul lor. Următoarea instituție este primăria. Primăria este pe locul 2, în mod tradițional pe locul 2-3, armata pe locul 3, armata este pe locul 3-4 de obicei. Poliția este pe locul 4, este foarte bine pentru poliție, s-a ridicat la 41% din respondenți care au încredere în poliție. Și mass media este presa, radio și televiziunea, care se bucură de încrederea 37-40% din respondenți. Următoarea instituție vine președintele țării. Este o instituție care nu prea se bucura de încredere în trecut. Iată că mai este al doilea sondaj în care președintele se bucură de încrederea țării, după care urmează băncile, avocatura, guvern, organizații neguvernamentale, aici
Serviciul de Informații și Securitate și așa mai departe. Și sigur că pe ultimul loc se află partidele politice cu 11,35% total din respondenți, Parlamentul cu 15,35% din respondenți, Centrul Național Anticorupție cu 16% din respondenți și nu o să mai spun mai departe cât. Sunt instituții care nu se bucură din crederea cetățenilor. O parte din aceste instituții nu sunt cunoscute. Spre exemplu, cred că sindicatele sunt puțin cunoscute. Dar partidele politice și Parlamentul sunt instituții foarte și foarte cunoscute. Și poate de atâta și nivelul de încredere este atât de jos în aceste instituții. Cât încredere aveți în următoarele partide, formațiuni politice? Aici, vedeți, iarăși am așat așa pe grafic, este de la mijloc oarecare încredere și foarte multă încredere, în dreapta, în stânga este nu prea am încredere sau nu am deloc încredere în aceste partide. Sigur că nu o să găsiți aici prea multă încredere la partidele politice, totuși pe primul loc se află Partidul Socialist Republica Moldova cu 31% din respondenți. Deci fiecare aproape al treilea cetățean susține partidul ăsta în sensul că Partidul Socialist se bucură de încredere cetățenilor. Următorul este Partidul Acțiune și Solidaritate PAS, care este 26,45% din respondenți. Partidul nostru este foarte interesant, că Partidul nostru este o formațiune relativ nouă ca și PAS și iată că el se ocupă de, este preocupat de nivelul de încredere de 17+7, 24,45% din respondenți. Partidul Șor este un partid foarte și foarte straniu și foarte interesant după mine, de studiat acest partid. Pentru că este un partid care a fost fondat din hoț, scuze, rog, de o persoană care a furat banii publici. Domnul Șor, care este, nu este actualmente în țară, totuși a fondat acest partid și datorită acțiunilor lui, el se bucură de încredere a 16% din respondenți. 16% de respondenți este destul de mult în această campanie. Următorul este platforma DA cu 12-13% din respondenți, Partidul Comuniștilor cu 10% din respondenți, Partidul Democrat, Partidul Liberal, Partidul Unității Naționale, Partidul Liberal Democrat și Grupul Parlamentar Pro-Moldova, care se ocupă de se bucură de încrederea a 4% din respondenți. Nivelul de neîncredere este foarte înalt aici și eu nu o să răspund la întrebările astea de ce, dar cred că totuși este un nivel care reflectă situația din țară. Următoarea întrebare, care este persoanea politică din Republica Moldova în care dumneavoastră aveți cea mai mare încredere? Am propus și țărilor aceste personalități politice. Eu aș atrage atenția la următorul răspuns. Nu am încredere în nimeni. 39% din respondenți nu are încredere în nicio personalitate, deși nu le-am dat lista persoanelor politice. Nu au știut să răspundă 8% din respondenți și nu au vrut să răspundă 3,4% din respondenți. Adică iarăși 12% din respondenți și cu 39% avem 51% din respondenți care nu au încredere în nimeni, fie nu au încredere în nimeni, fie nu au vrut să răspundă la această întrebare. Acum, în cine are încredere cetățeanul? Igor Dodon este cu 18% sus încredere din partea populației, Maia Sandu cu 12,5%, Renata Usată cu 7,7% din cetățeni, Ilan Șor, același Ilan Șor, care este cu 4,35% din respondenți, Octavian Țicu este 1,2%, Andrei Năstase 1,1%, Vladimir Vronin 0,9%, Ion Chicu 0,7%, Dorin Chirtocă 0,6%, Tudor Dilu 0,4%, Zinida Greceanu 0,2%,
Pavel Filip 02, Adrian Candu 01 și altcineva, în general, este 1,31% din respondenți. Scuzați. Dacă luminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, v-ați duce la vot? Iată că aici avem aceste răspunsuri care noi le-am propus cetățeanului într-un meniu de 5 răspunsuri posibile. Nu știu, nu răspund apropo, noi nu le citim cetățenilor aceste răspunsuri. Dacă ei spun că nu știu, atunci da, noi notăm în buletin că nu știe cetățeanul. Deci 56,5% din respondenți au zis că sunt absolut sigur că se va prezenta la alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova. 56% din respondenți. Alți 18% sunt siguri că se vor prezenta. Deci noi avem în total 74-75% din respondenți care sunt absolut siguri sau siguri că se vor prezenta la alegerea Parlamentului. Probabil se vor prezenta alți 8,39% din respondenți, probabil că nu se vor prezenta 3,38% din respondenți și sigur nu se vor prezenta 7,31% din respondenți. Deci acești respondenți toți au preferat să aleagă una din versiuni. Zic încă o dată, 5,35% din respondenți au zis că nu știu sau nu au vrut să răspundă la această întrebare, pe care încă o dată vă accentuez că noi nu le-am formulat aceste răspunsuri. Acum, dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, cu ce partid sau formațiune politică ați votat dumneavoastră? Aici, Partidul Socialiștilor ia primul loc cu 21% din respondenți, 17,6% din respondenți Partidul Acțiune și Solidaritate PAS, Partidul nostru cu 9,36%, Partidul Ușor cu 5,85%, 1,36% a luat platforma DA, Partidul Unității Naționale 0,39%, Partidul Comunistilor din Republica Moldova 0,38%, Partidul Liberal 0,38%, Partidul Democrat 0,36%, Partidul Liberal Democrat 0,4%, Pro-Moldova 0,1%, alt partid sau candidat independent 0,1% și respectiv 0,5%. Deci, încă o dată, Partidul Socialiștilor, PAS, Partidul nostru și Partidul Ușor iau majoritatea procentelor din aceste răspunsuri. Totuși, astea nu sunt așa de multe procente, pentru că nu aș participa la alegeri, nu aș vota, au zis 8,39% din respondenți. Alți 24,1% răspondenți au zis că nu știu. Deci, și nu au răspuns 7,35% din respondenți. Noi avem în total 32% din respondenți, fiecare al treilea cetățean care nu știe sau nu a răspuns la această întrebare. Fiecare al treilea cetățean care a fost întrebat nu știe sau nu a răspuns la această întrebare. Următoarele întrebări se referă la candidații la funcția de președinte al țării. Am întrebat, credeți că persoana care va fi președinte trebuie să fie mai degrabă bărbat, femeie sau nu contează? Este îmbucurător faptul că 67% din respondenți au zis că nu contează, este important să facă lucrurile corect. Deci nu contează pentru că este bărbat sau este femeie, este important ca să facă lucrurile corect. 67% din respondenți. Totuși, 27% care este destul de mult, este fiecare al patrulea și mai mult, fiecare al patrulea și ceva din cetățeni, au zis că totuși este bine să fie bărbat. 5% au zis că este mai bine să fie o femeie. Deci au făcut evidența din sexual. Deci asta ar fi 32% aproape, deci fiecare al treilea din cetățeni consideră că trebuie să fie fie bărbat, fie femeie, candidatul la funcția de președinte. Nu aș putea să nu răspund această întrebare 1%. Deci este bine că lumea știe ce vrea de la președinte. Credeți că președintele țării trebuie să publice informații despre veniturile sale? Da, obligatoriu, au zis alții 62%. Vedem că cam același procent, puțin mai mic totuși, 62% din cetățeni au zis că da, trebuie să publice informații despre veniturile sale.
și alți 22 mai degrabă da. Deci da și mai degrabă da, noi avem un total 84% din respondenți care au zis că trebuie să publice în mod obligatoriu sau mai degrabă trebuie să publice informații despre veniturile sale. Mai degrabă nu și nu au zis 11%, deci 6 mai degrabă nu și 5 nu au zis 11% din respondenți și nu au știut 5% să răspundă. Zicând că este important acest lucru, pentru că știm foarte bine că unii candidați nu publică aceste rezultate sau publică rezultate false. Spre exemplu, a primit un cadou de la un vecin care nici nu face cadouri pentru că este foarte sărac. Crezi că candidații la președinție trebuie să participe la discursuri publice organizate la televiziune? Am întrebat noi. Iarăși, da obligatoriu, aici e 62% din respondenți și mai degrabă da, 26%. Deci, în total, noi avem 88% din respondenți care au zis că da, trebuie să participe la discursurile publice în mod obligatoriu sau mai degrabă obligatoriu să răspundă, să participe la aceste discursuri publice. Mai degrabă nu și nu au zis alți 7% din respondenți, 4% mai degrabă nu și nu 3% din respondenți și nu știu 5% din respondenți au răspuns la această întrebare. Întrebarea următoare, dacă după părerea noastră președintele țării trebuie să aibă mai multe competențe decât are acum sau aceste competențe sunt suficiente pentru dânsul? Și aici 61,5% din respondenți, adică 62% din respondenți, au zis că trebuie să aibă mai multe competențe. Este foarte interesant acest lucru, pentru că eu cred că într-o republică parlamentară, cum este Moldova, președintele are suficiente competențe, poate chiar prea multe, pentru un președinte al țării. Eu aș opta ca mai degrabă parlamentul să-i diminueze aceste concepte, pe competențe pe care le are președintele, dar asta este, mă rog, o întrebare care urmează să fie discutată în Parlament. Are suficiente competențe, 24,6-25% de respondenți, deci iată aceste două grupări, 62% și 25% de respondenți, sunt grupele mari care au luat o atitudine față de această întrebare. Trebuie să aibă și mai puține competențe, doar 3% din respondenți au zis că trebuie să aibă mai puține și ăștia 3% coincid cu părerea mea. Nu au știut să răspundă 11% peste fiecare al 10-lea, fiecare al 9-lea respondent au zis că nu știe, nu răspunde la această întrebare, este important lucrul ăsta. Așa. Următoarea întrebare este dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru alegerea președintelui Republicii Moldova. V-ați dus și la vot? Sunt absolut sigur că s-ar prezenta la vot 61,5% din respondenți și alți 15%. Deci noi avem iarăși aproximativ 76,7% din respondenți care au zis că sunt sigur sau absolut sigur se vor prezenta la alegerea președintelui. Probabil se va prezenta 9,35% din respondenți, probabil că nu se va prezenta 2,33%, sigur nu se va prezenta 6,33% din respondenți și nu au știut sau nu au vrut să răspundă 5,45% din respondenți. Deci observăm aici că 75-76% din respondenți au zis că sunt sigur sau absolut sigur că se vor prezenta la alegerea președintelui. Eu vreau să vă trag atenție încă o dată că sondajul acesta a fost realizat cu populația care este prezentă în țară, nu cu cei care vor vota în România sau în Italia sau în Canada sau în Rusia, doar cu cei care sunt în țară. Haideți să vedem, dacă mâine s-au organizat alegeri pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, cu cine ați intenționat să votați? Cu Dodon au zis 23,2% din respondenți, deci aproape fiecare al patrulea, fiecare al patrulea jumate, aproape fiecare al cincilea, 19,7% din respondenți au zis că vor vota cu Maia Sandu, cu Renata Usată 10,1% din respondenți,
cu Ivanova Violeta, 4,8% de respondenți. Vă observați, dumneavoastră, cam exact aceeași repartiții o avem aici, ca și în cazul cât încredere aveți în următoarele partidele politice. Urmează mai departe Țico Octavian cu 1,6, Năstase Andrei cu 1,3, Chirtoa cu 3,09, Dileu Tudor cu 0,6 și altcineva cu 0,85%. Aș merge la vot, dar nu știu cu cine aș vota, au zis 27% de respondenți. Deci 27,36, 28% de respondenți, aproape fiecare al treilea, fiecare al doilea și jumate. Au spus că știu cu cine, nu știu cu cine ar vota, dar ar merge la vot. Nu aș merge la vot 8,36% de respondenți, care, iată, așa este repartizarea susținerilor candidaților la funcție de președinte al țării. Acum să vedem pentru cine nu ar vota. Nu, dacă candidatul pentru care ați menționat că intenționați să votați din anumite motive nu participă la alegerile pentru funcție de președinte al Republicii Moldova, pentru care alt candidat credeți că veți vota. Deci dacă candidatul pe care optați dumneavoastră nu participă la alegeri. Iată că aici situația s-a schimbat, pentru că aici este Renato Usat pe primul loc cu 9,31% de respondenți. Deci, dacă Renato Usat din anumite motive nu va participa la alegeri, totuși, dacă alt candidat nu va participa la alegeri, pentru Renato Usat vor vota 9,31% de respondenți. Pentru Andrei Năstase cu 8,31% de respondenți, Maia Sandu pe locul 3 cu 7% de respondenți, Țico Octavian 4,34%, Ivanova Violeta 4,31%, Chirtoacă Dorin 3,34% și de-abia aici se află domnul Igor Dodon cu 2,39% de respondenți. Adică cetățenii care l-ar vota pe Dodon în cazul când reprezentantul lor nu participă la alegeri, sunt doar 2,9% din respondenți. Sunt destul de puțini cetățeni care ar varia de la candidații lor. Următorul este Tudor Dilu cu 1,35, altcineva 1,200 din respondenți. Dar 35% au zis că ar merge la vot, dar nu știu pe cine l-ar susține. Deci în cazul când candidatul lor nu participe la alegeri, ei ar merge la vot, dar nu știu pe cine ar susține. Deci noi avem 26% din cetățenii precedenți și aici s-au mai adăugat încă circa 10% din cetățeni care, iată că ar merge la vot, dar nu știu pe cine ar susține. Și în sfârșit 23% au zis că nu ar merge la vot în cazul ăsta. Și acum am întrebat cetățeanul cum ar proceda dacă în turul 2 al alegerilor ar numi următoarele 3 de candidați. Noi am ales dintre primii 3, așa cum sunt ei clasați de cetățeni, primii 3 candidați. Deci Sandu, Maia și cu Usatu Renate, aici sigur că Maia Sandu câștigă cu 30% din respondenți și Renate Usatu doar cu 24% din respondenți. 35% din respondenți vor vota împotriva la ambii acești candidați de ăștia, nu-i susțin nici pe unul din candidații ăștia și 22% din respondenți au zis că este greu de răspuns. Așadar, care este rezerva Maia Sandu și Renato Usatu în acest caz? Este să conteze pe acești 22% din respondenți, să-i convingă că ei ar vota pentru dânșii. Și sigur că se convingă pe ăștia care vor vota împotriva lambii, că totuși împotriva Maia Sandu, spre exemplu, s-ar putea să nu voteze, sau împotriva Renato Usatu, ar putea să nu voteze, ar putea să susțină pe acești doi candidați. În cazul când iese Igor Dodon și Renato Usatu, aici situația este mai complicată, pentru că diferența între procente este foarte mică. 29,2% de respondenți l-ar susține pe Igor Dodon și 28,7% de respondenți l-ar susține pe Renato Usatu. Deci mai mulți ar vota în cazul ăsta pentru Renato Usatu, 28,7% decât 24,5% în primul caz. Și
procentul celor care, care vor vota împotriva la ambii este aproximativ același, 22,34% puțin mai mult decât în primul caz, 22,34% din respondenți ar vota împotriva la ambii, 19,37% le-a venit greu să răspundă la această întrebare, iar aș se vede unde este rezerva acestor doi candidați, trebuie să alerge aici la 19,37% să-i convingă să-i voteze, sau la 22,34% ca să-i convingă de asemenea să voteze pe unul dintre ei și nu pe ambii împotriva. Și să Dodon Igor și cu Sandu Maia, aici este doar 0,85% diferența de procentual. Deci 32,25% l-ar susține pe Igor Dodon, pe când 31,34% ar susține pe Maia Sandu. Aici procentajul celor care ar vota împotriva la ambii este 18,34% și care le vine greu să răspundă este 18,1%. Este mai mic decât în cazul celorlalte două perechi. Deci, iată că acesta este procentul. Încă o dată vă rog să vă uitați la aceste procente care îi susțin pe fiecare dintre ei. Vreau să vă zic că aici mai mulți l-ar susține pe Igor Dodon și mulți l-ar susține pe Maia Sandu decât, spre exemplu, în cazul primei perechi, unde doar 30% din respondenți au zis că vor susține pe Maia Sandu, aici este 31,4% din respondenți. Și, în sfârșit, să vedem relațiile internaționale ale Republicii Moldova. Este, iarăși, o întrebare tradițională pe care noi o formulăm. Și haideți să vedem aici. Se întâmplă lucruri curioase aici, după mine. Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum, vi s-ar cere să votați cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dumneavoastră ați vota pentru sau contra? Am întrebat noi cetățeanul. Și ar vota pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană 58,1% din respondenți. Este un procent foarte bun. Și ar vota împotriva aderării 19,20% din respondenți. Fiecare al 5-a nu ar vota pentru integrarea Republicii de Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Nu ar participa la asemenea referendum 2,36% din respondenți. Și alți 8 au zis că nu s-au decis, nu știu, nu s-au decis încă. Nu știu cum să nu răspund, nu trec și unul respondenți, nu trec și respondenți. Deci nu știu 18% de aproape fiecare al 5-lea cetățean nu știe să susțină Republica Moldova în aderarea Uniunii Europene sau să o voteze împotrivă. După mine, asta este rezultatul foarte clar care se întrevede acum și mai mult de susținere a cetățenilor Republicii Moldova în tendința lor de aderare la Uniunea Europeană. Este, după mine, încă o dată, rezultatul faptului că Uniunea Europeană ne-a susținut pe noi, deși am făcut-o cum am făcut-o, nu am votat nici reforma justiției, cetățeanul nici nu a fost întrebat să voteze sau să nu voteze reforma justiției. Lupta cu corupția, iarăși, o facem cum o facem, totuși se pare că cetățeanul susține aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Acum, pentru a cubri la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Economică Euroasiatică, deci Uniunea Vamală între Rusia, Belarus și Kazahstan. Dumneavoastră ați votat pentru sau contra? Ar vota pentru aderare 39,35% din cetățeni. Împotriva aderării 35,8% din cetățeni. Deci observați că dacă aici ar vota împotriva aderării Uniunii Europene, dar 20% din respondenți, aici pentru aderarea la Uniunea Economică Euroasiatică ar vota 39,40% din respondenți. Deci s-a dublat procentul celor care ar vota Uniunea Vamală. Deci împotriva aderării 35,8% nu ar participa 3,2% din cetățeni și nu știu cum s-a decis 20% din cetățeni. Iarăși observăm că este mare procentul ăsta, nu s-au decis 20% din cetățeni, fiecare al 5-lea cetățean întrebat nu știe încă, nu s-a decis să susțină Uniunea Vamală sau nu. Totuși, dacă vi s-ar cere să votați cu el la Unirea Republicii, pardon, nu. Așa.
Dacă vi s-ar cere să votați cu privire la unire, cum spun două, cu România, ați votat pentru sau contra? Nu, la unire, eu cred că am pus aici alt titlu. Ok. Dacă s-ar cere ca să votați pentru aderare la Uniunea Europeană sau pentru aderare la Uniunea Economică, adică într-un referendum, în același referendum, să răspundeți la aceste două întrebări, observăm că pentru aderarea la Uniunea Europeană ar vota 48,7% de respondenți. Și aderarea la Uniunea Economică Asiatică, 22,6% de respondenți. Este de două ori și ceva mai mult, mai mare susținerea aderării la Uniunea Europeană decât la Uniunea Economică Euroasiatică, Uniunea Vamală. Eu cred că cetățenii au văzut foarte clar care este folosul Uniunii Economice Euroasiatice și Uniunii Europene în acest caz. Totuși este interesant că mai mult decât aproape fiecare al patrulea cetățean nu știe, nu s-a decis încă, 23,2% respondenți, nu știu cu ce să voteze, cu ce să voteze aderarea la Uniunea Europeană sau aderarea la Uniunea Economică. Eu le-aș sugera cetățenilor să se gândească foarte atent, să compare ajutorul care a venit de la Uniunea Europeană, acum pentru lupta cu COVID-19, și să decidă în acest sens, să susțină Uniunea Economică Euroasiatică sau Uniunea Europeană în acest sens. Și acum este întrebarea cu privire la unirea Republicii Moldova cu România. Ar vota pentru sau ar vota contra? Pentru unire ar vota 33,33%. Deci fiecare al treilea cetățean, exact fiecare al treilea cetățean, ar vota pentru unirea cu România. Împotriva unirii ar vota 48,33% din respondenți. Deci este mai mare acest procent, sigur că. Nu ar participa la acest referendum 33,33% din respondenți și alții 12,38% nu știu, nu s-au decis încă. Nu știu, nu răspund, 2%. 12,38% din respondenți, 13% din respondenți este fiecare al patrulea și ceva. Dar eu aș vrea să compar aceste cifre cu răspunsul la această întrebare pe care noi o avem din barometrul din 16, 17, 18 și 20. Uitați-vă cum s-a schimbat acest procent. A crescut de două ori, aproximativ. De la 17 la 33,3% din respondenți ar vota pentru unirea cu România. Încă o dată. 17% au zis că ar vota pentru unirea cu România în 2016 și 33,3% din respondenți ar vota pentru unirea cu România acum. Ar vota împotrivă. 66% din respondenți în 2016 și 48,3% acum. Deci a scăzut cu 18% acest procentuaj. Nu ar participa, este aproximativ același, 4% în 2016 și 3,55% în 2017, cu o creștere ușoară în 2017 și 2018. Și nu știu, nu s-au decis 12,9, 8 și 12,38% de respondenți, același procentaj. După cum vedem, încă o dată a crescut procentul celor care ar vota pentru unire și a scăzut procentul celor care ar vota împotriva unirii cu România. Oricum, mulțumesc pentru atenție. Aici am epuizat întrebările pe care le-am ales să le prezentăm dumneavoastră din acest sondaj. Dacă aveți întrebări, domnul Vasile Cartajă, care este director interimar, nu, director adjunct la CBS 36, este aici cu noi. În sală mai avem pe domnul Igor Bățan, membru al juriului, și domnul Ion Jugă, director la CBS 36. Poate online a fost întrebări. Să vedem, poate au venit la telefon întrebări. Telefon, nu aveam nicio întrebare la telefon. Nu, noi dacă nu au venit întrebări, eu vă zic că mulțumesc pentru atenție, sper că ați privit această emisiune. Vă zicem la revedere!